Ținutul și am găsit foarte, foarte multe lucruri minunate. Mi-a plăcut că a adaptat limbajul. Limbajul din acele module l-a adaptat astfel încât orice copil să poată înțelege, inclusiv Eva. Eva, care are 6 ani, s-a uitat și a înțeles foarte bine mesajul. La mine au ajuns și am apreciat foarte mult exemplele pe care le-ai dat atunci când ai spus ce mănâncă roboții. Lucruri foarte concrete, ciorbe, supe, ouă, carne, pește, iaurt, șnițel, prăjituri. Oh my God, mănânci prăjituri! Și atunci mi s-a părut wow, pentru că nu mai apare teama de restricție. Și cuvântul dietă lipsește din program. La fel cum mâncarea în programul acesta upgrade nu este catalogată ca fiind bună sau rea și nici copilor nu le-ai pus etichetă de gras sau slab. Ai normalizat procesul atunci când ai venit cu exemplu personal sau atunci când ai vorbit despre mulți copii care se aflau în aceeași situație și cumva ai luat o greutate de pe umerii celor mici când ai spus că nu este tocmai vina lor. Mi-a plăcut iarăși că ai creat un program clar de 3 mese pe zi și le-ai dat de mai multe ori copiilor care per mâncarea gustoasă, astfel încât ei să nu fie îngrijorați că, nu știu, că vor fi deprivați de plăcerea gustului.